Bună ziua! Am ales să vorbesc despre rezultate postoperatorii precoce și tardive ale keratoplastiei lamelare posterioare, pentru că, după părerea mea, merită împărtășite aceste rezultate. Pentru aceasta, câteva noțiuni introductive legate de distrofia endotelială Fuchs. Este o afecțiune bilaterală, caracterizată de pierderea accelerată a celulelor corneene endoteliale. Are trei stadii: cornea gutata, distrofia Fuchs și keratopatia edematoasă cronică sau keratopatia buloasă, stadiile 2 și 3 având indicație terapeutică. Este ereditară, însă majoritatea cazurilor sunt sporadice. Se instalează la vârstnici, slow progresivă, însă din ce în ce mai mulți tineri se prezintă la noi, chiar din a patra decadă de viață. Este accelerată de chirurgia cataractei, special în cataractele avansate, din cauza energiei ultrasonice eliberate în camera anterioară. Singurul tratament curativ este cel chirurgical, respectiv keratoplastia perforantă sau keratoplastia lamelară posterioară. Scopul lucrării este evidențierea keratoplastiei lamelare posterioare cu cele două forme ale ei, disec sau ultrasin disec și DIMEC, și respectiv rezultatele postoperatorii precoce și tardive. Pentru aceasta am realizat un studiu retrospectiv în care am inclus 51 de ochi de la 44 de pacienți operați în clinica Oculus în intervalul de timp 2016-2020 și august 2023, mai 2024. Am inclus pacienți cu sau fără cataractă, operați de cataractă sau care au avut operații combinate, cataractă plus transplant, pacienți fără altă patologie oftalmologică pentru a fi niște rezultate cât mai concludente și de aceea doar 51 de ochi. Am analizat rezultatele postoperatorii, respectiv acuitatea vizuală, acesta a fost parametrul urmărit. Am încadrat cei 51 de ochi în două grupuri, grupul pacienților recent operați, adică până într-un an, și grupul 2 al celor operați de mai bine de un an, 30% dintre ei sunt operații precoce. Rezultate. Grupul 1. Acuitatea vizuală preoperatorie era cuprinsă între numărul degetele și 0,5. Postoperator am constatat acuitate vizuală între 0,3 și 1. Asta pentru că doi dintre ochi au trecut printr-un fenomen de respingere și au fost reoperați, s-a practicat redisec cu recuperare vizuală completă. Am constatat că aproximativ 50% dintre pacienți au acuitate vizuală peste 0,7, deci de la 0,8 în sus. Acesta este un grafic pentru a evidenția lucrul acesta. Reprezintă recuperarea vizuală a fiecărui pacient din grupul 1. Primii doi sunt cei care au trecut prin rejet și nu au recuperat vedere. Grupul 2 este un grup similar. Preoperator vedeau între numărul degetele și 0,5, postoperator între 0,4 și 1 și de asemenea constatăm că și în grupul 2, deci pacienți operați de mai bine de un an, acuitatea vizuală se menține și peste 0,7 văd 51% dintre pacienți, graficul care evidențiază lucrul acesta și cele două grafice așezate în paralel pentru a observa similitudinea dintre ele. De asemenea, se menține această similitudine, deci, repet, în grupul 1, 50% văd peste 0,7, peste, deci nu egal, mai mult de 0,7 și de la fel și la mai mult de un an de la operație. În concluzie, prognosticul vizual după keratoplastia lamelară posterioară este excelent, recuperarea vizuală este rapidă și are tendința de a se menține în timp. În acest grafic am reprezentat fiecare ochi în parte. Cu albastru este acuitatea vizuală preoperatorie și cu roșu cât au recuperat după intervenția chirurgicală. Pentru a exemplifica, am câteva cazuri clinice. Primul este al unui bărbat în vârstă de 64 de ani, care s-a prezentat în clinica Oculus în urmă cu un an. Am stabilit diagnosticul de distrofie Fuchs și cataractă subcapsulară posterioară incipientă. Vedea cu ochiul drept 0,3, cu ochiul stâng 0,5. Și s-a decis o intervenție secvențială pentru acest pacient. Mai întâi s-a practicat operația cataractei, însă nu a recuperat vedere. Drept urmare, în ianuarie 2024, la ochiul drept s-a practicat DIMEC. La mai puțin de 3 luni postoperator vedea deja 0,7-0,8, iar în iunie, deci la 5 luni postoperator, vedea 1 fără corecție, vedere care se menține, că și l-am văzut acum 2 săptămâni,
deci la 8 luni postoperator și vedea în continuare unul fără corecție. Aici este imaginea ochiului său drept, preoperator și postoperator, lamela aproape că nu se distinge. Al doilea caz, o doamnă în vârstă de 47 de ani, apropo de ce spuneam de incidența cât mai, din ce în ce mai precoce, diagnosticată cu distrofie Fux și cataractă incipientă. Totuși, în altă clinică îi se recomandase deja să poarte lentile de contact terapeutică pe ochiul drept, deci era de fapt o keratopatie buloasă, incipientă. Vedea 0,15 cu ochiul drept și tot cam așa este și ochiul stâng. Se decide de asemenea intervenția secvențială, mai întâi se practică chirurgia cataractei, însă edemul cornean persistă, nu recuperează vedere și într-un al doilea pas se practică la ochiul drept DMEC. La un an postoperator vede 0,9 fără corecție și 1 cu un mic cilindru. Imaginile ei preoperator avea lentila de contact pe ochi și postoperator la un an cu o vedere perfectă. Și al treilea caz este al unei doamne în vârstă de 65 de ani, diagnosticată în 2017 cu cataractă și distrofie Fux, vedea 0,2. Aici s-a decis pentru o intervenție combinată și s-a practicat operația cataractei și DSEC. Iar în noiembrie 2023, când a venit ultima dată la control, deci la mai bine de 6 ani, 6 ani și jumătate de la operație, vedea 0,7 fără corecție și 1 cu un minus 1 sferă. Aici este o imagine de pe masa de operație, înainte de începutul intervenției chirurgicale. S-a practicat, repet, cataracta cu implant de cristalin de cameră posterioară și DSEC și în noiembrie anul trecut vedea 1. Vă mulțumesc!